O vești bună din Africa de Sud, țara cea mai afectată de noua tulpină Omicron. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că vaccinurile sunt eficiente și împotriva acestei variante. Studiile preliminare arată că serurile existente i-au protejat pe cei infectați de o formă gravă de COVID-19. Stăm de vorbă despre ultimele noutăți cu medicul Radu Țincu, medic primar ATI Spitalul Floreasca. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Surprinzătoare aceste vești în contextul numărului impresionant de mutații pe care le-a dezvoltat varianta Omicron față de Delta? Sunt îmbucurătoare pentru că cea mai mare temere pe care o aveam la momentul în care a fost identificată această variantă virală era reprezentată de faptul că ar putea să nu mai fie eficiente vaccinurile, anticorpii pe care i-am dobândit prin boală să nu ne mai poată ajuta și a ne proteja și nu în ultimul rând terapiile cu anticorpi monoclonali să nu aibă niciun fel de eficiență în a trata pacienții cu forme severe. Veștile vin nu doar din Africa de Sud, sunt studii preliminare efectuate și în Marea Britanie care ne spun că efectuarea boosterului, spre exemplu acelei de-a treia doze, cu un vaccin ARN mesager crește protecția împotriva acestei variante virale. Este un element extrem de important pentru că, până la urmă, tot acest efort, iată, nu a fost zădărnicit de apariția unei variante virale mutante. Cum rămâne, domnule doctor, cu românii care nu s-au vaccinat, dar au trecut prin boală? Cât de protejați mai sunt ei? Ei sunt protejați pentru că anticorpii obținuți prin boală sunt anticorpi protectivi, însă oamenii trebuie să știe că acest nivel de anticorp scade progresiv, astfel încât la 6 luni de la momentul vindecării, nivelul de anticorpi la mulți dintre ei nu mai este suficient de ridicat pentru a-i proteja împotriva unei noi îmbolnăviri. La fel se întâmplă și cu cei care s-au vaccinat. De aceea recomandarea ca după perioada de 6 luni de la vindecare sau vaccinare să luăm în calcul efectuarea dozei a treia doză rapel, care nu face altceva decât să aducă nivelul anticorpilor în acea zonă de protecție. De asemenea, știm foarte bine faptul că multe din țările europene au adoptat deja recomandarea chiar pentru persoanele fără boli cronice, persoane adulte, să efectueze în intervalul 6-9 luni de zile de la finalizarea vaccinării această a treia doză sau după trecerea prin boală. Da, domnule doctor, în contextul în care sunt mulți cei care aveau de gând să-și facă doza booster, doza a treia, în contextul în care a început să treacă timpul de la efectuarea celei de-a doua doze, acum Pfizer anunță că în mai puțin de o lună am putea avea un vaccin nou anti-COVID, compania lucrând la o nouă formulă care ar putea fi depozitată în frigidere normale. E legitimă speranța de a avea în curând o formulă care să fie mai eficientă și adaptată la noile tulpini? Este absolut necesar, așa cum se întâmplă de ani de zile în cazul gripei. Vaccinul este adaptat la variantele virale care circulă în acel an în lume. Același lucru se va întâmpla și cu COVID-19. Să ne amintim că vaccinul inițial avea o eficiență de 95% împotriva variantei alfa a coronavirusului, iar pentru varianta Delta, eficiența scăzuse undeva între 70 și 80%. Ceea ce producătorii au luat în calcul este tocmai o readucere a eficienței vaccinurilor la acel prag de 95%. Și în acest context, cei care au două doze de vaccin, cum să privească problema? Să-și facă doza a treia, booster, sau să aștepte apariția noii variante a vaccinului? Depinde la ce moment se află de la finalizarea schemei de vaccinare. Dacă sunt persoane care au depășit cele 6 luni de la încheierea schemei de vaccinare, recomandarea este să își realizeze această doză booster. Iar cei care sunt în continuare în primele luni de după vaccinare, dar nu mai mult de 9 luni de zile, 6-9 luni de zile, pot aștepta, însă vă spun că este foarte posibil ca acest vaccin readaptat la variantele virale circulante să nu fie disponibil mai devreme de primăvara anului viitor, ceea ce e posibil să depășească perioada de protecție pe care cele două doze ale vaccinului ne-au oferit-o.